Vă puteți duce tot încolo. Auzi, Cristinel, ai auzit de Decebal? Da. Uite aici, caiul lui Decebal. Așa, așa. Nu la năcăjiță de romani, ci au venit cu trei părăsâți de cai. Unde? Unde? Care au cucerit. Am înțeles. 2% din Dacia. Care au cucerit România. 2% o luat. Așa. Ce spui, domnul Cristinel, îți place, da, la îmi place, Câmpul Lung? Da, îmi place foarte mult la Câmpul Lung. Am, am prieteni foarte, foarte buni. Uite, unul din prietenii mei este Alecu. Să trăiți, salutăm. Așa, bine ați venit la noi la Câmpul Lung. Te salut, da, vă mulțumesc. Op, 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 ușor. Te sunt capă, domnul, cu BMW-ul. Așa. Alecu, dă-te, așa cu spate, așa. Nu vă mai țin minte numele. Bogdan. Domn Bogdan. Aici, mama, fiu. Fiu. Fiu, da? Da. Sunt Leonardo. Dați-le, aranjați un pic așa încolo. Vă rog, așa ușor. Catalan. Ăla-i. Unde e prietenul meu, Dudu? Dudu! Da, lasă-l. Mânz de sub Dakar. Așa. Deci, el e mânzuțul care noi, prima dată când l-am văzut, ce vârstă avea? 2 luni. Cam 2 luni, așa-i? 2 luni, da. Așa. S-a făcut un... Acum are un an și o lună. S-a făcut un an și o lună numai. Da. Pe 5 mai. Așteptăm să-l vedem și la 2 ani. Da. Dudule. Hai, așa mai cu viață. Mai... Cu talent, că tu ești cu viață, un băiat viață în formă. De unde atâta talent, Cristi? Așa. Dudule. Uite aici cu aici prietenul și cu vecinul tău. La domnul Fiter. Așa. Din Dakar și Leonardo. Așa. Și negruța. Așa. Ziceți că aici aveți cai... Cai dacici? Cai românești? Absolut. Așa. La ea, păi am uitat numele, că o trecut ceva. Pizza. Pizza. Așa e, mă, să nu mai uităm. Pizza, nu știi că e da. Pizza. Cum e cu pizza? Venim să mâncăm o pizza? Bună, bine, merg la băpuță. Bună. Îl luăm pe Cipri la o pizza aici, așa-i? Cipri. Cu coatele pe masă vom sta. Vă auzi, Cipri? Cu coatele pe masă vom sta. Da. Domnul Cristi Leonardo Junior. Așa. Aici Leonardo Junior, în spatele e pe pizza. Și aici... Auzi, domnul Cristi? Da. Cu 23 de zile mai repede l-o făta decât era termenul. Și asta ce înseamnă? Un pic de prematur. Un pic de prematur. Și uite-l cum arată. Mm-hmm. Vânzul la... Dar arată foarte bine, e un lans frumos. Mă gândesc, aruncă la mamă. Mă gândesc că e foarte sângios, nu? Are, nu. Așa. Nu se dă înapoi. El va fi un negru foarte, foarte negru frumos. Negru tot la fel, fără semn. Da. Și aici? Aici ai... Țan Junior. Deci eu rămas cu Țan, așa-i? M-am întâlnit astăzi cu domnul Ilie Huțan. Era la cămașă, frumos, la pălărie nouă. Un băiat elegant. Sigur că da. Un băiat ce pot zice că reprezintă Bucovina, da. Cu... Așa. Cipri, vreau să zic așa, aici plin de prieteni, noi ne-am fără măști. Să facem cu măștile, domnul Cristi. N-aveți ce face, normal, că numai vă ăsta, din câte am înțeles, foarte mult sunt alergi și eu la fel, dacă îmi pun mască. Uite în stânga, uite în dreapta, are rost să purtăm măști? Nu, cu măști. Domnul Cristi. Da, vreau să zic că noi ne-am oprit la a doua expoziție, cum să zic.
un mini expoziție. Mini expoziție. Așa. Da. Am văzut caii lui Dudu, acum îi vedem pe ai dumneavoastră, pe lui Alecu. Da, mulțumim domnului Ilie Cuțan. Așa. Pentru amabilitate și pentru cum ne-a primit. Fiecare dată când am fost la munte. Aici cu mătru Oane. Hai noroc, domnul! Hey, domnul Oane! Ce faci? Cu Oane! Ești cu metri! Ești un băiat fresh, da. Așa trebuie să te văd. Zic, ieri, nu alaltă, am trecut pe lângă tine. Ți-am văzut, ai parcat acolo armăsarul, frumos armăsar. Frumos armăsar. N-am putut să stăm la un suc, o trebuie să mergem repede că se întunecă, dar treabă bună. No. Bun. Cum ești? Ai fost la Solda? Foarte bine. Ai fost la Solda? No. Oane, să vadă când ține mare, mare. Uite, băiețelul să Oane. Da. Am zis la primare alea, că ăsta mic. Da. Da, n-am fost, că am avut o chermeză seară. Și o oboseală, așa-i? Oboseală. Iată, dacă ești de una, trebuie să fii și de alta. Cel mare e bine, cadrul lui. Și de una și de alta. Hai, tu! Da. Bun. Să tu, la vânăși pe ăștia mai tine. Am înțeles. Mi-a trecut vreme. Așa, așa. Da. Domn Bogdan! Aici nu o fie. După vine asta te de dacă nu o fie. Nu am lăsat. Nu pot mai tot la fața. Domnul Cristine, asta e pizza de 5 ani. A făcut acum în mai. Așa. O iepușoară. Mama ei am luat-o de la un vecin de aici, de pe vale. Mama da. Topița o chema și pe mama ei. Așa, și eu rămas aici. Eu rămas numele. O iepușoară cu minte. Dragi. Așa. Viața ei. Da. O prezentare foarte frumoasă. Aici sunt mânzuți de sub ea. N-am întrebat. Sănătate. Sănătate. Am uitat să întreb, cu ce ați montat-o acum pe ea? Nu-i montată. Nu ați montat-o încă? Nu-i montată. Sau nu o veți monta deloc anul ăsta? Da, dar încă nu-i montată. La ce v-ați gândit? Ea o fătat pe 23 martie. Așa. Și am zis că dacă o montez, fată prea repede. Și să nu fete pe frig și trebuie să nu fete pe frig și așa o fătat pe 23 martie. Așa. Și am zis că nu o montez așa repede. Să fie din iarbă, știi? Așa. Să fie din verde. Cu ce armăsar o să o montez? Sau te-ai gândit? Nu știu, tot ceva pe linia domnului Fitero, poate aici cu mătru Dudu. Cu murgul lui? Da. Un armăsaruș de foarte, poveste. Foarte frumos, da. Cum rar întâlnești așa ca ai. Da. Domnul Cristinel, să ne vedem și la anul când o să aibă catalanul în an, ca cursan. Să vedem cum o să evolueze, am doi mânzuce. Așa, la cel micuț, cum i-a zis numele? Catalan. Catalan? Da. De la ce vine numele ăsta? O fost calul lui Ștefan cel Mare. Da. Eu ți-am spus, domnul Cristi, că aici nu am înțeles, jucăm cu câte nume de astea. Bravo, de... bravo, bravo. Respect pentru domnitorul Moldovei. Bine, absolut. Zic, nu? Absolut. Pentru Decebal, pentru Ștefan cel Mare, așa, pentru toți cei care au fost aici la noi în zonă. Așa. Vă mulțumesc. Da. Să vină toți aici în Bucovina, domnul Cristi. Să vină să vedem. Să vadă că au ce vedea aici, domnul Cristi. Să vedem cai. Și oameni buni și tot ce vrei, domnul Cristi. Să vedem cai, adică să vedem. Tu știi că aici ai fost. Da, să vedem cai. La tine acasă. Să vedem cai, să vedem zone frumoase, sigur. Zone împădurite. Se văd. Așa, să vedem oameni buni, oameni de calitate. Și voi puteți să veniți la noi. Poți să dai numai un cadru să vezi aici băieții de pe Da. Valea Seacă de aici. A, da. Dați-o cai, domnul Cristi. Așa, vă salutăm. Am acum, dați-o cai. Așa. Aveți cu cai, eventual, mașini puternice sau ce? Ha? Au și cai, au domnul Cristi. Aici și Cipri. Cum? I-am adus cai, Cristina. Da. Aici și Cipri și el e tot de pe Valea Seacă. Cipri și tu ești de pe Valea Seacă. Pe Valea. Aduceți cai și nu mă mare ce vestit. Bă, ia s-a agitat acolo. Vă mulțumesc tare frumos. Doamne ajută și vă mai așteptăm. Domnul Alex, mulțumesc. Strujeni.
Rujeni Bucovine, ce se cheamă aici? Salut, Dașule! Cum e zice aici? Bogdan! Nu ți-i tot în deal! El ce niază în fundul băie! Bă, Dudule, stai o secundă să-ți explic. Tu ai văzut cum ridică căluțul ăsta picioarele? Ca frigii mei. Păi de aia zic. Și frig. Îl luăm noi și ducem la... Fii atent ce căpuț frumos. Aici are un căluț semigreu românesc. Așa, foarte frumos. De 6 ani calul. De vânzare. Mă gândeam că e... Dacă... Îți doritori să mă contactezi la numărul, lași pe acolo numărul. Îți îl bag la tine la căluț, da, la final? Da. Bun. Îl bagi acolo. Ce nume are el? Învățat. Sultan. Ai grijă, ai grijă. Ai grijă, ai grijă. Dă-l un pic cu spatele. Dă-l un pic cu spatele. Învățat. Fii atent, fii atent, calul... 100% unde vrei. Căluțul, ce nume este că are? Punem Sultan. Sultan are o musculatură foarte, foarte puternică. Da, dar lucrezi la zi. Tu dacă ai avea acum... Și cu sânge calul, tăci. Dudule, dacă am avea noi acum un pic de mușchi, cum are calul ăsta pe el? Da, am fi, fi de invidiat ca și Alex. De la atâta pizza de unii mușchi. Mai să la nimeni. Dacă ești cumpărători, contactează la telefon. Așa. Dudu. Îți mulțumesc foarte mult, Dudu. Multă sănătate îți doresc, Dudu. Îți dor un pic potcoavele. Ia frizerul! Lasă! Hai, Andreuț! Nu-l baga aproape, bă! Da? Alo? Hai, Andrei, aproape, cum faci? Nimic, nu te prieteni. Alo? Dudule, este aici aproape. O, catalane! Bă, dar hai să ieșim acolo mai mare, că e mai larg. Unde vale? Unde vale? Cristi, hai să ieșim ăla, că mai acolo după mașin, că aici e strâmb. Nu, hai! Hai aici, lângă mine, lasă-l pe Dudule în margine. Așa, așa. Vă puteți duce un pic mai încolo, stai. Auzi, Bogdanel. Andrei. Du-te, mergeți un pic mai încolo. Să fiți mai încolo, că eu vă pot apropia. Bine? Hai, hai, hai grijă. Atât! Hai, Andreu, să-mi aici o mică parte din caii voștri de la Câmpul Lung Moldovenesc, de pe strada voastră, dar e numai o mică parte, că strada asta e foarte lungă, Valea Seacă. Bine zic, Dudu? Da, foarte bine. Dacă era și... 10%! Dacă era și Ioanea, cu armăsărușul lui... Nu l-am mai scos, că a fost, am avut-o cu materii și obosețat. Auzi, domnul Cristi, uite, și Ionuț Țâmpău, finul Ionuț aici la fel. Să vin aici, hai dați un pic dacă... Care au cai... buni, cai buni. Cristinel, noi avem mai mult marfe, uite cum stă, e verde. Ne trebuie cai de producție. Nu obținem noi numai de munte, numai... Am înțeles. Nu cai de tonă, cai normal. Și nu poți cu orice cal să te duci. Numai cu un fiter, cu un miuțescu, da, da? În rest... Ce-i românesc, domnul Cristi? Ce-i românesc nu moare? Are și domnul Oana, dar lui culoare diferite. Acum, apropo de bere, acum, pe fiecare ce-l doare. Știți cum zic? Fii atent aici, Andrei, un băiat foarte vigilent. Tot tipul cu ochii în patru. Un băiat tinerel. Auzi, el vede și după tirurile astea. Ascultă-mă ce spun eu. Bine zic. Zic că nu e adevărat.
Tot timpul ești în alertă. A? Așa. Da, domnul Bogdan. Domnul Cristi, ce să spunem? Uite, stânga-dreapta. Suntem din fii dacilor aici liberi. Așa. Nu a venit nimeni să ne cotropească, nici noi n-am fost în altă parte. Nu aveți. Azi îi filmăm și ce să facem cu măști, domnul Cristi? Am cosit de la 5 ani, noi îmblăm cu măști și cu alte treburi. Uite aici bărbați, domnul Cristi. Așa, așa. Cristi, ai auzit ce a zis băiatul ăsta? Ce... N-am auzit. Aici. Azi îi filmăm, mâine filmăm la Bătău. Avem cu cine scoate bierea ce am băut-o azi. Am înțeles. Avem cu cine. E, dar și pâinea. Și pâinea lor, și pâinea noastră. N-avem așa, cu cine, așa, așa. Punem la treabă, tată, n-avem. Acum, acum oricum, astăzi sărbătoare. Ați bine, stat... sărbătoarea nu, dar... Azi, nu, zic, zic a stat împreună. Da. Prieteni. Da, domnul Bogdan. O zi frumoasă astăzi. Foarte frumoasă. La Solca, așa aici. Ați fost, nu? Da, bineînțeles, cum să nu. Dimineață. Da. Hop, 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 hop. Lasă-l fie aici la asta e la. Ăsta mânzul Cristi l-ai văzut astă iarnă. Care? Dacă ți-aduce aminte. Adinela lui Dudu. Da, l-am văzut. Când era, când a fost parada cailor. Da. Pe platou. Atunci... Centru. A fost în perechi cu alt mur. A fost în perechi cu alt mur. Da, știu. Și nu reziste, că ăsta... Atunci l-a antrenat. Și prea iute, nu reziste oricine lângă el. Lângă cine? Asta tot îi schimbă lângă Adinela. Am înțeles. E așa ca asta prima. Bun. Exact. Bate, așa e linie. Aici a fost o demonstrație de cumințenie. Da, hai cuminți, hai lucrați. Hai, hai, încă o dată. Hai, mergi, mergi, mergi. Mai faci motore? Da, da, strigă-i, strigă-i pe băieți. Alec, Dudu! Mi-e Dudu. Hai, catalan, ha! De acolo din bidoanele de lapte au fost. Auzi, domnul Ion! Ia! Ia! E smântână sau e socată, domnul Ion? Ia! Ia, fetiță! Stai că îi povestesc, mă zic! Ia! Vezi că vine? Ia! Ho, ho! Ia! Oh, 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 oh. Nu un pic, nu un pic. Ieriși din Belgia. Lapte aveți acolo? La nu s-o auzit, mai spune o dată.
Hop, hop, hop. Vezi că s-a întors și direct în noi. Hop, hop, hop. Câți ani are Ioan? Vorbeam și mai tare, oleacă. Ce ai făcut? Doar cum, de la pupat ai regușit? Așa, mierg după lapte? Cât îi faci ai de mult? Singurile mult? La groșciorul rei ne sară ori dimineață? Groșciorul. Cum vă numiți? Numele mic. Ionuț. Un cal frumos aveți, domnul Ionuț. Și numai, e numai și... de căra lapte. N-are nimica, că bine că ai cu ce căra, nu? Și să ai ce căra. Salut. Are mânzul în spate și se trage. Vine încoace, mă! Dă-te la chichim. Tu și Ștefan cel mare. Hop, hop, hop. Domnul Cristi! Bună treabă! Sănătate multă! Vă mulțumesc mult! Imediat ne punem cu Ciprin. Ciprin, ne grăbim? Drum bun? E foarte relaxat, Cipri. S-a amețit. Zic că nu s-a amețit deloc. Cipri, ca și mine, suntem foarte relaxați, nu avem treabă. Treabă bună, cum să zicem. Eu v-am dat după ușa, ți-a aruncat. La iubiu, de ce?